la schimbarea pașapoartelor pentru copii. Și așteptăm aici de la ora 8 de dimineață și copiii trebuie să-i scoatem afară pentru că nu mai poate, e foarte cald, nu ai un scaun unde să stai. De când aștepți aici? De la 5 de dimineață. E a patra zi. Nu, e a patra zi când vin. Are și aer condiționat camera? E pornit, de ce? Vă e cald acolo înăuntru? Vă e cald înăuntru acolo? Amintire când pleacă să facă rost. Facă rost, să îi spune, domnule, uite, am filmat, avem nevoie de aer condiționat, avem nevoie de cutare și alocă 5.000 de euro pentru toate. Pe o vreme cu temperaturi caniculare, nici aparatele de aer condiționat nu mai reușesc să răcorească atmosfera creată la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Dâmbovița. În fața ghișeelor, copii de câteva luni în brațele părinților, bătrâni sau tineri stau să le vină rândul pentru obținerea pașaportului de călătorie. Și devin nervoși atunci când se topesc de căldură, iar așteptarea se prelungește. Situația nu reprezintă o noutate, ci chiar a devenit obișnuință, pentru că în luna august numărul solicitărilor să crească impresionant de mult. Perioadă standard pentru noi. Era evaluată încă de la începutul anului că o să creeze probleme. Începând cu luna iunie, au crescut constant numărul de cereri, astfel încât în luna august am ajuns la o medie de 119 cereri. Ieri am preluat 131 de cereri, iar astăzi se pare că o să depășim recordul. Am întocmit încă din luna iunie un plan de acțiune aprobat de conducerea instituției prefectului, care în esență prevede ca în luna august să avem maximum posibil de personal disponibil, adică au fost anulate și reprogramate toate concediile de odihnă, cu excepția celor medicale, toată lumea este la serviciu. Potrivit șefului Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, Gheorghe Savu, nu se găsesc soluții pentru rezolvarea acestei probleme. În prezent se lucrează cu personalul la capacitate maximă în 3 ghișee, iar numărul acestora nu se poate suplimenta doar pentru luna august, în condițiile în care în lunile din afara sezonului estival solicitările nu sunt mai mari de 70-80, ba chiar au fost și zile cu 4 cereri. Un îndemn către populație este acela ca dâmbovițenii să nu se mai prezinte la ghișeu cu minorii sub 14 ani, în situația în care se solicită pașaport temporar. În acest caz pot fi prezentate două fotografii tip pașaport ale minorului, însoțite de celelalte documente prevăzute de lege. În momentul ăsta, din punct de vedere al personalului, avem întreaga capacitate la lucru. Din punct de vedere al spațiilor și al echipamentelor, aici nu putem face în momentul ăsta nimic și nici pentru multă vreme de acum înainte. Mare lucru, deoarece media noastră zilnică la nivelul anului nu depășește 100 de cereri pe zi. Se situează undeva la 70-80 de cereri pe zi. Problema apare în luna august. Pentru a suplini necesarul de echipamente, am suplimentat timpul de lucru pe echipament, pe stație de preluare, astfel încât în luna august lucrăm, începând de la 1 august, timp de 4 zile cu program prelungit până la 18.30. 8.30, 18.30. Nu vă ascund că, de fapt, 18.30, ieri a fost, de fapt, ora 20. Nici o persoană dintre cele prezente în sală ieri nu a fost refuzată. Începând cu prima lună a verii, volumul solicitărilor de documente de călătorie a crescut constant, fiind înregistrate în iunie 1544 de cereri, în iulie 1984 de cereri, iar în prima săptămână din august 595 de cereri cu 119 pe zi.